Iar referitor la ce spune Andrei că arbitrii cresc durata asta efectivă, totală, de joc, eu aș prefera să văd 90 de minute, dar să-i văd că sunt prezenți la meci. Cred că ăia până... Văd înainte de meci din tirul ăla sau ce e spațiul ăla închis, băi, e un perete întreg plin de monitoare. Au 15, 12, 17. Păi la unele meci, la ăla, la Rapid cu... La Mioveni cu Rapid, ăla vrea să facă dragoste cu Ioniță și nu-și dă nimeni seama, îl tăfălește la un moment dat, că ăla nu se lasă. Ce, hai mă cu mine, nu! Îl dă de pământ, hai pe cameră. Hai mă, pe, nu pe, hai pe gazon, că mie îmi place la splendoare în iarbă, cum era pe vremuri. Da. La Universitatea Cluj cu Chindia ne arată o fază când ăla e agresat, dar n-are nicio treabă cu faza care ne arată ei la televizor. Ăla, înainte cu 3 secunde de fază, zici că jucai lapte gros la, când e, la școală? Nu, că îi distrugeam pe copii. Erai prea gros. Da. Îi distrugeam pe amicii. Intră ăla din spate, îi dă un brânj. Nu, dar a jucat cu tine după emisiune. Mersi frumos. Da. Tu tot încerci, ba să mă divorțez, ba să mă nenorocești, mersi mult. Ești un adevărat prieten. Hai păi că... nu, rămânem în aria divorțului, că încerc cu tine lapte gros. Mersi, tot în aria, da. Nu te nenorocesc. Să sun și la 112 dacă tot facem încercări de-astea. Adică ăia ne arată altă fază. La Rapid cu ăia sunt două penalturi, nu le văd. Universitatea Cluj are penalti contra Rapidului, nici ăla nu e văzut, da. Dar în schimb la meciul de aseară ne arată că Ciotu, care l-are crescut jucătorul de la surprins în Opsai, ăla avea o cută la tricou și ne-o măsoară cuta aia și ne arată, domne, cu cuta, cu sătura de la tricou, era un pic în... Adică cum unii pot vedea și cuta și ăla nu vede tăvăleala? Eu aș prefera să arbitreze oamenii ăștia și să nu prelungească încă 7-8 minute, că mai fac 2-3 greșeli care influențează ierarhiile până la urmă. Da. Că FCSB-ul sau oricare echipă cu un punct, două, la finalul campionatului pot deveni campioni. Da. Exact. Poate să fie decisiv. Da, dar s-ar putea să se compenseze erorile astea, că Rapidul nu primește un penalti acum, după cum n-a primit Clujul în fața Rapidului. Deci în momentul în care faci o analiză a arbitrilor, sigur că sunt greșeli, pentru că fac greșeli și jucătorii și antrenorii, după cum discutăm aici, important e ca balanța la sfârșitul campionatului să nu fie foarte dezechilibrată. Da, Andrei, dar decizii la limită. Uite cum a fost asta cu umărul. Asta o înțeleg. Bă, nu poate să o vadă, că n-ai cum. Nu e, eu am mai spus aici, sunt omenește. Decizii ale arbitrilor pe care nu le înțelegi pentru că unii dintre ei nu sunt atât de bine pregătiți precum alții. Aseară a fost Hațegan în camera VAR și a văzut aia, dar Hațegan până la accidentul pe care l-a avut, era numărul 1 în arbitrajul nostru și era și afară, era reprezentantul numărul 1 al României și la fel cum se întâmplă ca la jucători, că nu înțelegi cum ăla dă, cum zicea Adi, o chiflă care se transformă în hamburger, așa și la arbitrii sunt unii care dau câte o chiflă. Dar nu înțelegi. Eu cred că aseară comunicarea dintre ei a fost alta. Nu este roșu, celălalt a spus este, nu este roșu. Căutăm un offside. E offside. Căutăm un offside. Nu e roșu. Bine, nu ok. E roșu. Nu, eu am văzut roșu din tren. Da. Spune eu că nu e roșu. Eu așa am văzut. Bine, offside. A tras Dunga. Adică a vrut să-i arate Hațegan că el e șeful, da? Uite și referitor la ce spune Andrei. Nu sunt prea clare. Nu poți să-mi spui că e vorba de interpretare. Bă, când îl tăvălește pe ăla, stă în brațe cu el 3 secunde, ce interpretare? Ăla la Cluj bagă alunecare 3 metri, se duce să vede că îi face piciorul într-un anumit fel. Nu e de interpretare. Ai 5... Eu cred că ăștia se uită, nu cred că Gigi Becali, cred că ăștia în camera aia se uită la telenovele. Și din când în când doar îi aud pe ăla. Avem un moment. Păi ai 15 ecrane, dar alea cum să nu-l vezi pe ăla când îl tăvălește în halul ăla, când dă cu el de pământ? Haide să vedem că, de la FC. Da. Știți că este s-a jucat nu știu acum 2 ani, Real Madrid cu Sevilla. Așa. Și corner pentru Real Madrid, corner pentru Sevilla, centrare, se bate acolo, contraatac Real Madrid, corner pentru și 11 metri, după 30 de secunde. 11 metri, pune Benzema mingea la centru, se oprește meciul, VAR. Și e penalti arbitru. Ia mingea și fuge partea la tine. Dacă vrei, pas la tine. Cam așa e zis. Dacă vrei, deci... Da,